După 8 luni în care a ocupat postul de subprefect, Viorel Holban a demisionat din funcția de înalt demnitar al statului. Anunțul a fost făcut astăzi de prefectul Daniel Țiclea. Așa cum veți constata pe parcursul desfășurării conferinței de presă, obiectivul principal al acestei conferințe de presă este să vă prezentăm bilanțul activității domnului Holban, care a decis să se retragă din demnitatea publică de subprefect. Viorel Holban spune că timpul nu îi mai permite să se ocupe și de problemele din prefectură, dar și de afacerile pe care le deține. Că de la 1 octombrie mă chinui să plec și mă chinui să plec pentru că, așa cum v-am spus și o mare parte dintre dumneavoastră cunoașteți, lucrez în privat și am foarte multe proiecte personale în desfășurare, care necesită timp foarte mult și nu, ca și construcție, nu permit să fac cravat de la a face lucrurile foarte bine. Și nu am cum să-mi fac timp. În data de 6 decembrie mi-am scris demisia către domnul ministru Bode, am trimis-o către Ministerul Afacerilor Interne, și am rugat aici, nu vă mai citesc, cu rugămintea ca proiectul de hotărâre privind încetarea numirii mele să fie introdus pe ordinea de zi în numărarea ședinței de guvern. Viorel Holban a fost numit subprefect din partea PNL în data de 1 aprilie. A ocupat funcția atât în perioada în care șeful prefecturii a fost Silviu Iordache, cât și după numirea colegului său de partid Daniel Țiclea în fruntea Casei Albe.